Reprezentanții CNAIR au confirmat rezilierea contractului, însă nu au dorit deocamdată informații despre ce măsuri vor fi luate. Slaba calitatea lucrărilor și modul defectuos în care constructorii s-au achitat de sarcinile contractuale ar fi fost motivele pentru care s-a ajuns în această situație. La 16 zile de când tronsonul de 21 de kilometri aflat la un procent fizic de 99% putea fi dat în trafic, ministrul Cook și executanții lui din CNAIR au persistat în șantajarea constructorului și obligarea acestuia de a accepta o extindere a garanției tuturor lucrărilor de la 4 la 10 ani, neluând în calcul în niciun moment deschiderea autostrăzii. Imaginați-vă rezilierea unui contract al unei case unde mai trebuie pus un bec. Pentru profesioniștii din domeniul infrastructurii de transport, așa ceva este de neimaginat. Probabil vorbim de o premieră la nivel mondial. Nodul Holdea, partea altui contract cu același antreprenor, nu este reziliat, iar unul dintre cele două ecoducte construite nu a fost inclus și nici plătit în cel reziliat astăzi. În concluzie, inaugurarea celor 21 de kilometri devine incertă. Singurul lucru sigur este că statul român va pierde definitiv garanția de 4 ani și că vom avea mulți ani de procese, în urma cărora riscăm să plătim tot noi contribuabilii români daune financiare are de 10 de milioane constructorului. A informat Asociația Pro Infrastructură, care a monitorizat lucrările începute în anul 2014.